Dacă nu bag bine. Aici încălicați. Încălecați, așa zicea bătrânii? Era un armată, așa că era vorbit de ăsta de armată. Erau niște oameni, bă, nanai, nanai, să-l înveți polițian. Nu îl învăț, poate să ia să fură, nu se învață. Și așa era, dacă ți-e drag. Aveți niște desaje unde puneți dumneavoastră produsele care le scoateți la vânzare, în jos? Da, și le duc de, până la mașină. De... Gata ăla? Nu. Ai dus-o, adică ia-ta și întâlnit la vașcă. E altceva. Așa. Trebuie să luați încet? Da. Acum mai tot faci jinghiță. Răcește ăsta aici. Da. Cred că facem, începem numai cu semnul Sfintei Cruci. Ce frumos sunt pigat. Da, trebuie bătut în cecă, dacă le iei tare de la început, îl faci lapte bătut. Și aici e o tehnică. Da, cum să nu? Dacă nu-l bagi... Și nu-l mai faci după ce e prânză. Păi da, nu știu, n-am greșit niciodată. Nu. Nu știu ce este, dar n-am greșit. Dar știu că așa zicea taica, bă, să-l bati în cecă, iese lapte bătut dacă nu-l bagi încet. Nu te apuci și dai în el, înțelegeți? Vezi, aici trebuie să iasă vârzărul verde. Că aici văd că este... Asta e brânza, adică cașul închei la urmă. Nu să vezi zărul alb, să vezi. Dacă nu bați bine, nu bați tare gheața aia bine, iar nu e bine. Și după ce îl bateți acum, mai lăsați să se așeze? Da, sau? Da, lasă, așeze 5 minute. Să duce el la fund. Și mai ușor de mine, de ce să așa stau să pescă la el pe aici, dar... Îl vezi, am ieșit hărdău mare, nu e? Dimineața e nimic cape. Dimineața. Seara e o lea mai calmă, altfel. Dar sunt mulțumit la culoare tare vacile, sunt mulțumit. Să fie așa mereu. Aici nu trebuie să atât când am venit. Nu are să ce lapte nu de la început, dar îl menține. Curat. Poftim? Da, băiți, ești curat? Da. Acum îl mai petreceți și cu mâna? Da. E bun la căldură, la fix. Asta contează să nu fie rece, să... Dacă îl încălzești prea tare, nu mai e cheag, taie cheagul. Opărești cheagul. Trebuie să fii, să lucrezi cu drag. Pac. A fix. A fix tot. 42 de grade. Așa lucrez.
Deci îi dau chiar cald, îl ia. Dacă dai 2 grade mai mult, nu mai ia chiarul. Și l-a tăiat. Și când bagi mâna, știi așa, cu tapte. Îl bați, se lasă ceva la fund, e var. Îl pui să fiarbă dărul și ți-e carnea murdă. Și acum cât îl lăsați? 5 minute? 3, 4, 5 minute până fac pe aici trebuie la mea. De igienă. Și al doilea să stea blana caldă, înțelegeți? Să stea ce caldă? Blana, blana. Blana? Da, să fie caldă. Deci cu cașul de brânză se lucrează numai cu temperatură ridicată. Adică, dar în limită, să poți lucra cu el, nu? Te apuci o părere sau... Hai cum să faci cașul dacă nu pare scump. Danicu! Hai să ia apă caldă! Deci grinta, popu. Popu? Ăsta care-l sculat? Da, da, așa-i spune, pop. El ce rol are? Și ăsta-i zăvodarul. Da. Ăsta stoarce cașul. Pop, zăvodar. Așa, Danicu. Astea uscate, astea sare cazanul sus. Aveți și o anumită tehnică de a pune lămile? Da, normal, pe ce le arunci așa sub cazan? Era o dată un nene la sână, le lua de sub pat, ciup, de sub cazan cu ele. Totul e cu, v-am spus, cu să știi, să le faci, să-ți ușurezi cât de cât munca. Până la loc. L-am mutat odată și acum am mutat înapoi. Da, nu aveți bucăți de brânză. Nu luați bucăți de brânză acum, cum luați zărul. Păi, brânza deja așezată jos. S-a dus jos. Păi dacă nu s-a dus jos, ce fac? Înseamnă că nu e bine. Deci totul trebuie să meargă calculat. Ăla mi se duce jos, că asta e... Că așa trebuie să ducă. Am luat cărdăul ăsta cărdăul în primul an. Și am dat pe el 100 de euro atunci când am luat, vreo 5 ani. Dar e bun. Sunt mulțumit de el, foarte mulțumit. Cu toate, adică eu i-am dat comandă să mi-l fac mai mare și mai gros. Înțelegeți, țin temperatura. E cam înalt el. Trebuie să scoți zăr mult și că dacă era mai jos, da, nu contează, e și lucrat bine. A pus o leacă ieri, dar era mai sunt cercuri și vă că nu mi-am făcut. Dumneavoastră, câte feluri de produse faceți din lapte? Aici la stână, de exemplu, brânza de burduf. Brânza burduf, care o bagi în coșuleț, o bagi la bășicuț, o bagi așa mai multe. Brânza și urda, e cam, și untul. Jintiță și cașcaval. Cașcaval. Ziceți că v-a plăcut? Da, foarte mult. Mă bucur. Deci dumneavoastră aveți o gamă de produse foarte diversificată. Da, care lucrăm numai natural. Natural și foarte delicioasă. Și recomand cu mare încredere. Deci, în primul rând, uitați-vă la vase, la... Le lucrăm cât de cât. Eu știu, de când m-am dus la stână de prima dată, am văzut cazane de astea de cupru. Că face ăștia în inox, că face în aluminiu, nu mă interesează. Așa am văzut, așa țin. Hârdaie ca lumea și toate. Cum plastică, cum... Avem și buzuroaie în condiții și... Nu o caș deloc. Vedeți că s-a lăsat cașul la fund? Punea apă fiartă în hărdău, pleca la muls, deșerta apa și dădea chiar la lapte. Înțelegi? Nu mai încălzea laptele de oaie. Ăla de, nu prea încălzește. Asta de vacă e mai pretențios, mult mai pretențios. Dar e mai ușoară brânza de vacă, e mai...
Nu e așa grasă? Da, nu e așa grasă, nu e, dar la urdă, bine, e mai bun laptele de oaie, laptele de oaie. E bun, contează, se simte gustul în brânză, dar la urdă e mai bună urda de vacă ca de oaie. Nici comparabil, mie nu-mi place. E prea zguroasă urda de oaie, prea... Acum ar strângeți că tot la alte tot. Știm? Îl strângeți că tot la alte tot. Da, 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 îl fac ca o minge, trebuie să-l aduc acolo. Și cât în zări, nu prea să nu... Vă descurcăm cum puteți, și cu gura, și cu... Țineți, mă, să iasă treaba cum trebuie. Ce frumos l-ați băgat în... L-am luat bine ca pe pește. Experiența, aș pune cuvântul, domnule. Și ia să băgați, mă, dacă găsiți dumneavoastră o bucățică de cașeva aici, zici că de ce să umflă mâinile. Uite, de asta să umflă mâinile. L-a păsat? Cât timp l-a păsat? Cât cred eu că... Deci nu se face ceva mecanic. Nu e pe... Cât simt eu la mână, înțelegi? Până iasă zărul din el? Până simțiți dumneavoastră că lumea? Primul zăr tot în el o dată. Aici iară. Fiecare face cum, face cum știe. Nu știu, nu mă interesează pe mine, că nu știu profesor. Nu va pentru mine, adică vorbea de zona noastră, nu de altă zi. Nu știu cum se face, în altă parte și... Vreți să gustați? Da. Nu-mi dați atâta când... Nu luați, ce timp îmi dați blascu, pe mult? Păi dacă vă dau mult, păi dar ce suntem în piață aici? Tot timpul dat prea multă. Poftim? Tot timpul dat prea mult. Da. Așa e. Aici e cele mai important de ăsta. Bine, totul se legă de când îmi dai cheagă, de când îl încălzești, de când pui lapte în cazan. Trebuie să aibă temperatura constantă. Mi se pare căldul la gură? Da, e căldut. Căldut și foarte dulce. Asta e. Minunat. Deci asta e trecut până în brânză. Și zărul care curge acum în găleata asta, îl puneți tot aici? Da, la urdă, pe ăsta. Pe ăsta, dar asta e... Este urda mai grasă de brânză. Cașul de brânză produce, îi vedeți, tot în el. Nu, e altă culoare. Asta, de asta zic și eu. Și la urmă unteți de nu s-a batin. De aici oprim pentru mine. Am înțeles. Dar nu trebuie scoată nici toată grăsimea din el. După aceea ce mai faci cu brânza? O faci uscată. Deci trebuie să lași din el grăsime, să lași. Îmi faci bulbi să curg. Brânza să se țină, să se taie, nu să se bagi cu castron. Brânza acolo băgăm. Îl dăm la mașină, primul lucru, dacă vezi că e bună, trebuie să duc așa, ca macaroane. Dacă cade ca purecei, e caldită. E caldită. Să-mi arăta și treaba aia, cum se lipește de ușă, sau... A, pe aia la brânză, când băgăm brânză. De parcă o știut,
că puneți cazanul pe foc. Până acum nu mai și numai fum, dar când l-a spus, o tot luat foc. Deci, nu vine să cred. Și focul v-a așteptat până ce... I-am făcut prima. I-am mai gustat, să vedeți că schimbă cașul. Nu... Schimbă? Ia mai îndați atâta. Așa. Cum a fost un pic mai zemos. Vă vedea? Bat iar, mi-a făcut un pitine de muncă. Când dacă vină, că poate. Explicați-mi de ce la dumneavoastră vrea să mai puțin caș. Păi nu se iasă mai mult, dacă este mai mult, n-are voie, nu se iasă mai mult. S-a spus că cineva poate să facă în rece și să rămână mai mult. Da, să rămână mai mult craig, dar arunci. Dacă e rece, automat e mai mult. Nu strângi bine în ăsta, nu poți să strângi. Deci nu. Acum punem zăvodarul. Îl apăsați. A, și vă pune dumneavoastră acolo. Deci, încălicați. Încălicați, așa zicea bătrânii? În armată, așa că era vorbit de ăsta de armată. Mi-am fost, am prins, am sus, în activul de lanță. Așa Mulceanu. Am lucrat. Numai cu numele... de baci. La orică răuță. L-am prins la fiecare. Era bunicul meu, taica, era șeful. Și mai venea lume, era mic. Era încă cazan. Și erau niște oameni. Bă, nanai, nanai, să-l înveți pe Lucian. Nu-l învăț. Bă, să ia să fură, nu te învață. Și așa era. Dacă ți-e drag. Uite, de exemplu, cu fură Neanicu. Și la anul se face baci. Când vrea pe călibară, pe vardă. Hai, hai. Altceva. Vedeți cum se schimbă? Mhm. Uh-huh. Să crește, să deci nu... dacă lăsați zăr în el, să împute și să crește. Așa face de cum de la buduroaie, toate mușchile grămadă. E ceva nașpa, înțelegi? Că la umbilitate musca trage, el trebuie să fie cât de uscat. Nu las ca și de zălit pe poliție, i-ați văzut. Nu ar ce căta musca la aici, dar e uscat. Când a venit aici și-am băgat prima brânză, face să dea Dumnezeu să faci o altă brânză așa, a plăcut o cașă, cașă, galben, cașă, tu ași cașă. Tare că... Până ce? Până când îl lăsați? Până la ora 10-11, depinde. L-am lăsat și până la 3 dimineața și până la 12 noaptea. Depinde în funcție cum îl văd și depinde cum curge aici, cum pică. Eu v-am zis, nu s-o face nimic mecanic, nimic, nimic. Totul la simț, la simțul mâinii, la simț. Nu lucră mecanic, cazat. Aveți niște desaje unde puneți dumneavoastră produsele care le scoateți la vânzare, în jos? Da, și le duc de, până la mașină de vale, le pui pe cal sau pe măgari. Am mai iau iapă mai repede și să duc și calul. Am văzut zărul la câinul ăsta. Inodați coada? Nu, uite, bagă asta.
A, să-l băgați după coadă. Da, aici trebuie prins bine să nu prindă păr, înțelegeți? Să o tai la coadă aici. Ce au asta am cumpărat acum? Încă se mai fac șa din astea? Păi nu știu, am luat-o după la un văr, el a cumpărat-o, dar n-a folosit-o niciodată și nu știu domnul dacă cumpărat-o la ce tip, domnul dacă cumpărat-o, dar e de chestia așa. Ai învățat să arată o legătură cum să leagă o chimie. Am făcut aici, am învățat să leagă. Arată mie că știe legătura asta, vezi numai cu asta. Am învățat-o alea că nu o prindeam deloc. Nu strângeți petale. Pe ce alea? Mă strângă burtă, e la piept. Asta vezi? Spuneam mereu, băi, faci așa, bagi așa, așa și așa. Și dacă, doamne, cade calul, tragi, îți face. Ați văzut? Și notul ăsta stă. Nu e nod, e... Nu înțeleg. Păi care-ți șaua? Hai că ai imediat. E gata ăla? Nu. Ai dus adică ia vașii, să duci la vași, că își faci eu că... Ai nu dreapă vașii, după nu dă vale. Bă, dă, că nu știe. Păi știe că a dat el, dar le-a reîmprăștiat rău. Hai mă jos o sare acolo, să am altă de cheapă. Hai nu ia pe-așa. La foc, încet. Acum deja dă să iasă, ori da. Da, da, mai o lăsăm să mai răscoacă puțin. E prea curat. Cam în cât timp se încălzește? Zero. Zero, da, că e destul de mare un... L-am pus la 7, ia că l-am pus la 7 și 10. Destul de mult zăr și... Și cât e ceas acum? Cât? 8 jumătate. A, o oră și ceva. Că nu poți să faci nici focul mare, așa faci focul, dar primul rând nu se face focul mare, că îl dai pe el peste cap, pentru că nu poți să dai focul la... Nu e temperatura asta afară și... Și mai bine să lași încet. Așa. Deja iese. Da, se iese. A început. Când faci jintiță la noi, de exemplu, da, poate faci în dimineața sau dacă vrei ajuta, se ia înainte, se ia crudă, vezi? Și aia jintița, o bați bine cu bătătorul, la dumneavoastră nu că se face, adică la dumneavoastră, păcă când ați mai filmat spre altălaltă. La noi se pune și apă rece când ies din alea. Mai pune și aici. Cum le spuneți la astea care ies? Bulbucii ăștia? Urdii, da, urdii ăștia. Dacă se pune și la noi apă rece, dar nu prea indicat, înțelegi? Este urda mai zguroasă, dar când ai focul mare, când îl dai peste cap, atunci... De exemplu, cum merge ăsta, n-are rost să pui apă rece, mai bine mai trag o dată după foc. Înțeles? Trebuie să luați încet? Da. Acum mai tot faci jindită. Și cât timp o lăsați la strecurat, înainte să o puneți în sac? 24 de ore, 48 de bine. Au bani, pe că poate să pune musca, să crește, să face urâtă. O bani pe la sare. Eu nu bag fric mult, vedeți, că să rămână zorul mai alb, ca să mânce și porcii și urda mai grasă. Dacă bagi oțel mult, iese urdă multă, dar nu-mi place mie. Iese zorul verde, verde, verde. Și dau și la porci, dau și
Cam câte kilograme de urdăvei asta? Din... Nu am cântărit niciodată. O fi și o 5 kg, 6 kg. 5-6 kg. Păi... 6, 8, 10 și a fost 2 urzi. Da, o 5-6 kg. Scurs era aia. Scursă, scursă. Ce sărată. Calorul n-am băgat oțel, n-am băgat astea, fiști. Am băgat niște janț. Janțul ce e? Spuneți. După ce am bătut untul. După ce ați bătut untul, a rămas uh-huh. Zărul ăla, cum s-ar spune? Da, da, janțul. Și l-am băgat și da, este urda, mai grasă, mai... Cam... O lăsați înăuntru, nu o scoateți afară. Nu. Așa, la mâine, mâine dimineața duc o ușă la mamă. Deci, domnul Lucian, dumneavoastră a spus acum numai făina și cât timp stă făina aici? Mai fie, băi, nu. Ți-am spus, noi nu lucrăm pe ceas. După... Lucrați după ochi. După ochi, după simț, după... După simțuri, da. Am luat niște mălai bun, am cumpărat niște mălai bun de la un nene de-mi rup piață. De unde l-a? De la Rucăr, de-mi piață. 2,50 kg. 2,50 kg, sacul de 40 de kg, 1 milion. Bun și frumos de la el. Da. Iar dacă este gaz, nu se vrea la bun. Și s-a dus pe ăla, ne-a spus că nu? Da. Când nu se leagă de botă, e bun atunci, ok? Așa nu este vreo la mai bună. Nu să nu fie vre. Știu eu. E, cine zănișoaia, e ăla. Mi-o fă doar să mănânc bulzi la dumneavoastră. Nu mi-a fă doar de dumneavoastră. Minunat bulzi la dumneavoastră, minunat. Mulțumesc. Acum facem pe jar. Facem direct pe jar? Dacă-l faci un jar, aici am. E ce mălai frumos? E bun, e bun, a luat o ură. E fiert, nu e fiert? Hai, fiert. În bus de este așa, păi nu-ți mai trebuie mâncare. Până mâine amiază. Cu jintiță. Știu? Cu jintiță. Așa să mâncă bunul. Dar nu pot să-l mănânc fără jintiță. Îmi place foarte mult bolul. Într-o seară mi s-a împătat ăsta vardă și a zis că ce, îi dau bul să mânce. Bă, mă lași. Știi că alții dă bani pe brânză. Alții dau o grămadă de bani mai să mănânce. Da. Și m-am tige bulls, dar nici să vadă lumea cât e bulls-ul ăsta. Păi nu am câtă bulls la bani. Mmm, astea dumneavoastră.
Să ne ducă zearul ăla. Te faci la ăsta, te faci pentru mine. Mâncăm afară, acolo, la masa aia. Da, aveți lumină acolo, așa? Da, avem. Dar pistolica alea. E vreo problemă? Nu, no, avem noi lumină bugată. Da, ține, ține bateria, să nu se termine pentru... E așa e matrița făcută, mai mare. E după palma dumneavoastră. Nu neapărat. Stai, dumneavoastră nu vă zgârciți, dumneavoastră puneți brânză. Păi de ce să mă zgârcesc pentru mâncare? Dacă ne dă Dumnezeu și avem. Dumnezeu vă dă. Eu sunt foarte mulțumit, am fost. De lăpticul ăsta care e așa să fie mereu. Să fiu sănătos, să fie vitele sănătoase. Ah, ce să le faci? Înjură, faci, le silă-le. Dar oare de ce? Că lucrează cu silă. Lucrează cu silă. Înțelegi? Deci nu lucrează cu drag, lucrează aia cu silă. Lucrează. Până la alaltă mi-s femeia de acasă, până la alaltă mi-s foamea. Răcește ăsta aici. Da, da.